Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele mele. Haideți să începem cu etalare pentru Zodia Vărsător, perioada 6-12 noiembrie. Haideți să vedem ce spune tarotul pentru Zodia Vărsător, perioada 6-12 noiembrie. Haideți să vedem. Și așteaptă pe cei din Zodia Vărsător, 6-12 noiembrie. Ok, văzut deja un răspuns. Okay, haideți să vedem ce avem aici. Ok, lumea, avem lumea. Ok, un succes. Ok, 10 de... spade, bun, 9 de bâte și la baza pachetului avem 10 de monede. Da, totuși, după o trădare aici, se finalizează ceva care ați avut foarte mult de suferit. Ați suferit foarte mult. Se încheie o trădare, ia sfârșit. Cu toate că ați obosit. Și poate v-ați opus acestui final, dar acest final va avea loc, să știți, această încheiere. Va avea loc și va avea loc cu succes, pentru că lumea despre astea spune o încheiere cu succes. Veți fi, pur și simplu, se încheie, e o încheiere naturală a unei situații care a fost destul de urâtă, pentru că 10 de spade aici este o persoană care a suferit și a suferit foarte mult. Iar această suferință... Se încheie cu succes chiar, va duce la stabilitate. Stabilitate financiară și familia fericită este aici. Sunteți bine, cel puțin din punct de vedere financiar, sunteți foarte, foarte bine în săptămâna asta. Da, aveți un succes mare cu lumea aici, ia să vedem. Da, cavalerul de monede. Studiați ceva nou. Învățați, ofertă, se face o ofertă, fie de muncă, ceva nou, un proiect nou. Da, turnul. Cade ceva, se dărâmă, se încheie această trădare. E ceva brusc, nu vă așteptați. E ceva brusc, adică v-ați opus cu nouăle de bâte acolo. A fost ceva care v-ați opus, pur și simplu. Nu ați vrut să se încheie acest capitol sau această situație. Poate să fie la locul de muncă unde pur și simplu ați muncit și nu... Pur și simplu vă dați demisia brusc. Nu mai puteți, nu mai rezistați. Cu toate că v-ați opus și ați tras de dumneavoastră acolo să munciți, să munciți, să fie bine și până la urmă luați hotărârea să nu mai... Ia să vedem. Da, vreți acest nou început. Deci nu, vreți să încheiați această situație neplăcută. Nu mai vreți să aveți de-a face cu trădări și suferință. Nu mai. Vreți pur și simplu să blocați acest lucru. Ia uitați. Da, foarte tare. Spânzuratul. Da, era o situație care stagna. Zodia Pești, pentru unii dintre voi. Posibil și asta. Nu zic, da, aici era o situație care stagna. Sau pur și simplu ați încercat să vedeți și situația invers. Vreți să vedeți și invers situația. Până acum v-ați opus acestei schimbări, cu toate că ați fost trădat și ați suferit foarte mult, acum schimbați foaia, nu mai. Vreți să vedeți și cum e invers, dacă luați decizia. Da, aici este vorba de un compromis, 5 de spade. Un compromis, cineva care a făcut prea multe sacrificii, se sacrifică prea mult aici. Da, v-ați sacrificat destul pentru perioada asta, regina de spade. Da, se clarifică situația, o situație care, cum se văd și în cărți aici, da, a fost o situație destul de neplăcută, destul de urâtă. Dar ajungeți unde v-ați dorit.
în săptămâna asta. Rezolvați această suferință. O rezolvați, adică o depășiți. Această trădare o depășiți până la urmă. Da, sper din suflet să fi rezonat cu mesajul meu. Vă aștept la următoarele etalări și vă îmbrățișez cu mare, mare drag.